Soarele și copiii. În vremurile de demult, soarele era și el om și trăia pe pământ. Când își ridica brațele, se lumina totul în jur, iar când își lăsa brațele jos, se făcea din nou întuneric și răcoare. Era foarte leneș și nu se scula niciodată din pat, așa că lumina și încălzea numai în jurul colibei lui, iar restul lumii stătea în întuneric și frig. Din cauza aceasta, grâul pe care îl creșteau boșimanii nu reușea să se usuce, ci ajungea să mucetăiască, iar vânătorii nu puteau vedea vânatul și se întorceau acasă cu mâinile goale. Într-o astfel de lume nu era de trăit. Mici și mare, tânăr și bătrân s-au adunat la sfat, iar femeile din Africa au hotărât să facă ceva pentru a schimba situația. Toate au fost de acord că soarele trebuie să stea mai mult timp pe cer. Dar pentru că ele erau foarte ocupate cu dereticatul prin colibă, bărbații ocupați cu gospodăria, bătrânii prea slăbiți, i-au trimis pe copii să o facă. Aceștia s-au dus până la soare și, în timp ce acesta dormea, îl prinseră de picioare și de mâini l-au legat și hop, l-au aruncat în aer. Din cauza rostogolirii prea puternice, soarele se rotunji, pierzându-și chipul omenesc. De atunci, el luminează tot pământul, acoperind și încălzind cu razele lui, când una dintre părți, când cealaltă, neoprindu-se niciodată, pentru că încă îi mai este frică să nu cadă iar din înaltul cerului și să ajungă din nou pe mâinile copiilor nemiloși.